dominată de simboluri și cromatică specifice, poartă amprenta lui Bogdan Breza, absolvent al Universității Naționale de Arte Plastice în anul 1997, profesor la Catedra de Sculptură a Liceului de Arte Nicolae Tonița din București și artist cu o experiență de creație de peste două decenii. Trebuie să cauți în tine. Travaliu e de când te naști, practic, și până închizi ochișorii. Întotdeauna e ceva de învățat, iar un filon artistic și artistic, dar și un stil de viață, îți vine pe parcurs din cam tot ce înseamnă cultură și întâmplări din viața ta. Artist cu numeroase participări la expoziții, saloane și simpozioane din țară și din străinătate, Bogdan Breza își situează întreaga creație sub semnul simbolului, cultivat din și printr-o întreagă istorie a artei și filozofiei. Filiația mea, într-adevăr, vine și din vizual și din citit, cu lumea evului mediu, fie ea ortodoxă, creștină, catolică, creștină, ebraică, musulmană. Și folosesc simboluri acreditate, dar încerc în același timp să acreditez și eu simbolurile mele și să le integrez în ceea ce povestesc. Creația sa este definită de culori ce acoperă atât suprafețele bidimensionale, cât și tridimensionale, dar mai ales de simboluri, ale căror descifrări ancorează lucrările sale într-o mistică atemporală, dar omniprezentă. Pana apare destul de des. După aia am recompus un simbol destul de feminin, nu-l descriu foarte tare, și norul. Întotdeauna îl fac trilobat, referire la Trinitate. Norul întotdeauna la mine aduce ceva bun. Pana este o atingere subtilă. Deci, ușor o interferență între două sau mai multe lumi, fizicienii știu mai bine, teologii și mai bine, misticii și mai bine. Eu nu știu mai nimic. N-am dau cu presupusul. Ochiul, da. Toți spun că am influență masonică în treaba asta cu ochiul. Poate. Dar cu ce privim? Care-i poarta sufletului? Simbolismul pe care îl dezvoltă atât în sculptură cât și în pictură își trage seva din predilecția către cultura mai apropiată în timp și spațiu a evului mediu și cea îndepărtată a Egiptului antic. Printre amorurile mele se numără și egiptenii și asirienii. De la egipteni am pasul cu stângul, pasul spre eternitate. Mi se pare o formulă mistică, ezoterică, foarte importantă. Eu ușor o contrazic, eu pășesc cu stângul, că stânga aceasta e. Că mers spre eternitate, o să o stabilească viitorul. Sau nu. Vedem. Între jovialitatea omului și seriozitatea artistului, Bogdan Breza semnează o creație aparte, distinctă, recognoscibilă a artei românești contemporane, conectată vizual și simbolic la arta universală. Misticul, la nivel estetic, înseamnă ceva. Un cumpărător care își dorește ori alege partea estetică, ori faptul că este vorba de o poveste cu tentă mistică, iar eruditul automat începe să te citească și în zona asta sunt ușor analfabet, recunosc. Știu eu câte ceva, dar nu știu tot, drept pentru care mă opresc la propoziții simple. Acolo n-ai cum să greșești.